Obiectivele pe care și le-a propus Coaliția Pro-Europeană sunt complexe, ambițioase, foarte importante pentru schimbarea în bine a vieții cetățenilor noștri și pentru implementarea acestora într-o perioadă destul de scurtă avem doar o singură alternativă. Să fim corecți și colegiali în comunicare. Să fim consecvenți în urmarea cursului de reforme și integrare europeană, să conștientizăm că un eventual eșec al coaliției nu va fi iertat de cetățeni și ar putea arunca Republica Moldova cu decenii în urmă. Onorat Parlament, stimați colegi, scopul nostru rămâne constant. Să ne reconstruim țara reîntregită, cu drumuri europene, cu sistem de educație performant și adecvat cerințelor timpului, cu oameni sănătoși, prosperi și demni. Putem reuși și vom reuși prin consecvență, fermitate, înțelepciune, respect reciproc în numele cetățenilor țării noastre.